Ministrul a precizat că interesul guvernanților este ca CEO să păstreze locurile de muncă și să realizeze retehnologizării. Fondul Proprietatea, așa cum îi declaram și colegii dumneavoastră, niciodată nu o să fie de acord cu ceea ce facem noi acolo. Pe ei interesează să obțină cât mai mult profit, în termen foarte scurt, și să ducă profitul afară. Cu noi ne interesează să rămână locurile de muncă. Nița a mai declarat că se dorește ca CEO Oltenia să ajungă să producă energie la un preț mic. Să retehnologizăm acest complex, să scoată energie electrică la preț mic, care să se încadreze în cel de bursă. Asta ne interesează pe noi. Este o pentru eficientizare? Peste tot și întotdeauna reducerea costurilor este un element de eficiență economică. Și cum vedeți reducerea costurilor la CEO Oltenia dacă nu vreți reducere de personal? Nu, reducerea de personal numai în condițiile în care nu ar intra în prețul de bursă. Deocamdată, CEO Oltenia are posibilitatea să intre în piață la prețul pe care produce. Reamintim că Fondul Proprietatea a criticat situația complexului energetic Oltenia. Managerul Fondului Proprietatea a afirmat că CEO a închis anul 2013 pe pierdere. Mai mult decât atât, reprezentantul Fondului Proprietatea a arătat că cele mai mari probleme se regăsesc la complexul energetic Oltenia, unde nu a avut loc restructurarea. Ba mai mult, personalul a crescut la 18.850 de salariați de la 18.700.